Mai mulți tineri decid să-și construiască un viitor peste hotarele țării, argumentul fiind că e mult mai ușor să te afirmi în străinătate decât acasă. Tânăra familie Midrigan nu împărtășește această idee și au inițiat propria afacere cu o investiție de 8.000 de lei, iar astăzi se bucură de rezultate frumoase. Cresc iepuri încă din copilărie, însă cu 3-4 ani în urmă, 4 ani deja, când am finisat studiile, am hotărât să revin în localitatea de Baștină, am hotărât să cresc iepuri pentru că era ceea ce îmi plăcea foarte mult și am hotărât să fac din asta o afacere. Iepurii nu sunt ușor de întreținut. Nevaccinați la timp se îmbolnăvesc și pierd, de aceea, fără o pregătire specială, riști să ai doar cheltuieli. Iepurii sunt niște ființe foarte sensibile, trebuie să le duci o evidență foarte strictă, să fii foarte atent la orice modificare a dispoziției animalului, diverse momente digestive care nu sunt în regulă, trebuie să le observi, să folosești tehnologii performante. Se trezește cu noaptea în cap ca să dea mâncare urecheaților. Are doar o singură rasă. Ei sunt mai puțin pretențioși. Tinde spre performanță mereu. Lucrează la crearea unei noi rase de iepuri. Asta e un iepuri mai deosebit. De fapt, este un iepuri rustic, moldovenesc. Vreau să creez o nouă rasă a noastră locală, moldovenească. E un proces destul de complicat, de lungă durată, care implică careva costuri. De asemenea, o să am nevoie de careva persoane cunoștințe în domeniu pentru ca să corelăm lucrurile. În final, probabil vom avea o rasă intensivă, o rasă pentru carne, a noastră locală, rezistentă la condițiile noastre de mediu. Curioși de fire, am reușit să aflăm câteva secrete de îngrijire a iepurilor, dar și să dezmințim unele mituri care îi duc în eroare pe crescătorii de iepuri. Persist multe mituri pentru că oamenii nu prea studiază, de exemplu însăși faptul că nu ai drept să pui mâna pe iepuraș când sunt mici este un mit. De asemenea, că nu ai voie să le dai apă mai este încă un mit pentru că apă beau toate organismele vii. E adeptul modernizării. Astfel își ușurează munca cu ajutorul cuștelor performante și evident folosește timpul salvat în favoarea familiei. Cuștile pe care le-am construit acum recent conțin o hrănitoare de tip bunker care se amplasează în ușă, adică poate fi ușor gestionată cantitatea de hrană, vezi ce hrană este. De asemenea, înăuntru este așa un covoraș de plastic pe care iepurii se odihnesc, nu-și fac bătături la picioare. De asemenea, cuștile pentru femeile sunt dotate cu camera aparte în care au intrarea în care aduc pe lume pui. Aici, dacă o să observați, este așa o lădiță specială din plastic pentru ca să nu se facă condens. Are o ușiță prin care pot separe femeia de pui atunci când lucrezi la ei ca să nu te rănească, ca să nu-i rănească pe ei. Crescătoria de iepuri nu este doar o sursă de existență. Nicolae are planuri pe viitor. Vrea să transforme ferma pentru iepuri într-un punct de atracție pentru turiști. Vreau să tencuiesc ferma pe din afară, vreau să o vopsesc într-un un ornament tradițional moldovenesc. Turiștii vor avea posibilitatea să facă școlarizare aici, mai ales copiii cei mici, o să vină să joace cu iepurași și știu eu. Ăștia mai în vârstă ar putea, de ce nu, să vadă tot procesul, la urmă pot fi serviți cu ceva produse alimentare, fabricate produse din carne de iepuri. Îi urăm mult succes!